Doamnelor și domnilor, aceasta nu este o emisiune, este Țara Mea Show. Bun găsit, doamnelor și domnilor, despre Iuliu Roșianu, portarul de la FC Baia Mare. V-am mai spus câteva lucruri, chiar în presa online, cu ceva vreme în urmă, chiar pe posturile de televiziune unde am lucrat. Îi prevedeam un viitor strălucit, am avut încredere în acest tânăr, nu pentru că este fiul colegului meu, Romeo Roșianu, ci pentru că fost fotbalist și eu, chiar dacă doar până la nivelul de juniori, am intuit în el un tânăr de mare valoare și de perspectivă. Scriam în detectivul de presă că vom auzi de el și mă temeam că vom auzi despre aplauzele pe care îi le vor da străinii și cred că nu este foarte departe acel moment. A jucat la mai multe echipe, pornit din Baia Mare, pe urmă a trebuit să plece și spuneam chiar în emisiunile lui Romeo Dobocan, vorbind despre sportul băimărean, despre tineri, despre juniori, că este păcat că ne pleacă tinerii, copiii să joace în alte județe, în timp ce noi încercăm să ducem alți jucători, că e vorba de fotbal, de handbal, masculin, feminin, basket, încercăm să aducem din străinătate și ei nu confirmă. L-am supranumit pe Iuliu Roșianu, Uliul din poartă, pasărea, i-am spus zbori, Iuliu, zbori, pentru că are niște salturi de-a dreptul spectaculoase. Ați văzut ce a spus despre el Mia, portarul celebru al echipei de legendă a Băii Mari. Au vorbit și alții, domnii Chemeneș, au vorbit antrenori, au vorbit oameni care au lucrat îndeaproape cu el. Sigur, a confirmat și îl am aici pe antrenorul din umbră, tatăl lui Iuliu, cel mai bun prieten al său, așa cum noi am povestit în privat. Despre ce este vorba astăzi? Un eveniment important pentru tânărul nostru portar. Este un eveniment într-adevăr important, dar centrul de greutate astăzi cade pe Mihai Ștesca, unul dintre antrenorii de portari care i-au marcat într-adevăr evoluția lui Iuliu și mă bucur foarte mult ca băiatul meu să fie, hai să zic așa, obiect de studiu pentru el, pentru o lucrare de licență în vederea obținerii licenței B ca antrenor. Mihai Ștesca are un palmares covârșitor, 10 ani de meciuri în cupele europene, 200 și ceva de meciuri, dacă nu chiar mai multe, în prima ligă. Este un portar care a scris istorie cu adevărat. Este foarte important să și înveți și să ai de la cine să înveți. Iuliu, exact cum ai spus și tu și cum au spus și alții, este un copil bun, muncitor, altfel nu prindea selecție la Naționala României. Erau foarte multe lucruri care nu s-ar fi putut întâmpla sau care s-ar fi întâmplat altfel. Parcursul lui confirmă că merită să fie un obiect de studiu, să zic așa. Este într-o altă ordine de idei și un antrenament foarte, foarte bun pentru el. Chiulu a pornit de aici, de pe gazonul ăsta. Mai zi-mi parcursul așa pentru cei care nu sunt foarte la curent cu acest lucru. Păi, la 8 ani și un milimetru s-a legitimat la FC Baia Mare, că așa era atunci FC Baia Mare. Pe urmă am plecat datorită faptului că nici atunci, ca și acum, nu au găsit de cuvință autoritățile să investească în copii și juniori. L-am transferat împreună cu toată echipa condusă și pregătită atunci de Emil Chemene și de Cristian Bogdan. L-am dus la Xel la Baia Mare, când nu s-a mai reușit să meargă, că și acel finanțator a reușit să ducă cât a dus aproape de ani de zile echipa. Iulia a urmat antrenorii, deci asta este un element important, să fii om de echipă. A mers la Salina Ognașugatac, unde a avut cu totul și cu totul alte condiții. S-a ajuns atunci și au terminat pe locul 4 la categoria lui de vârstă în țară. Când el era portar, echipa școlii lui a câștigat cupa Olimpiada Școlară făcută de Ministerul Educației. A urmat pe urmă o perioadă foarte, foarte bună de 2 ani de zile la CFR Cluj-Napoca. După aceea, când actualul președinte al Federației Române de Fotbal, Burleanu, a înființat primul centru de excelență în fotbal la Târgu Mureș, a fost unul dintre primii copii chemați acolo,
a avut un an de zile acolo, după aceea a urmat un an de zile la, ca portar, deși avea numai 16 ani în divizia B. Eu spun că sunt niște performanțe, rămâne să confirme, mă rog la Dumnezeu să fie sănătos, în primul rând, i-am spus întotdeauna că eu pot să-i cumpăr echipament sportiv, dar nu pot să apăr în locul lui. Mă bucur și că a avut șansa ca în drumul ăsta să întâlnească antrenori de portari foarte, foarte buni. E de ajuns să vorbești de Mișu Ștesc acum, dar a fost Costi Cămie, a fost Puiuș Leam, la Cluj-Napoca l-a avut pe Horea Cârlan. Deci sunt oameni care au marcat și influențat personalitatea și de la care a putut să învețe. Ceea ce se întâmplă astăzi, repet, este o chestiune prin care Mihai Ștesc își demonstrează și calitățile de antrenor. Mă bucur că băiatul meu este unul din subiecți, să zic așa, și sunt convins că Iuliu are în continuare mult de învățat, foarte mult. La 17 ani și la început de drum. Să nu uităm că a fost în lotul echipei când s-a jucat cu Steaua un meci recent la un nivel înalt. La un nivel înalt, asta este. Deci să fii la chestiile astea, să ai astfel de experiențe, este foarte important. Acum rămâne de văzut că la noi, la români, ne pricepem de minune să dărâmăm, să demoralizăm și dacă nu-i demoralizăm noi, vin autoritățile și uite, vorbim acum de stadionul de aici din Baia Mare și pe stadionul ăsta se puteau desfășura în continuare meciuri de fotbal, nu se mai întâmplă nimic, pentru simplu fapt că de la primărie la un moment dat n-a vrut nimeni să semneze o hârtie ca să se poată juca mai departe aici. Vorbeam cu tine cât de meticulos se pregătesc acești domni să-și dea examenul cu o precizie extraordinară, mută un pic mai încolo, mai încoace, adică nu e chiar o joacă, lucrurile sunt serioase, e un examen până la urmă și este important că totul se desfășoară într-un mod profesionist. Vreau să spun că ar fi trebuit această manifestare să se întâmple la Ferneziu. Mi se pare anormal să suni, să rogi, să implori, să ceri clemență, să-i rogi pe cei de la primărie care au uitat că ei din postura de funcționari publici trebuie să servească cetățeanul. Nu, a trebuit să facem diligență, să sunăm, domne, dar vă rugăm că venim o oră, nu mâncăm iarba, nu-i dăm foc, nu facem nimic, știi? Nici nu o fumăm ca alții, nu? Dar mi se pare normal ca să obții bine de voie să faci o manifestare sportivă. Ei nu înțeleg că oamenii ăștia au venit din Republica Moldova, unde urmează Mihai Ștesca studiile de pentru obținerea licenței B. Vin de acolo și trimis la periferie. Păi noi ne lăudăm că băimărenii și maramureșenii suntem gazde bune. Ce gazde bune ești când nu poți să deschizi un lacăt și nu dai accesul la teren? S-au făcut atâtea tâmpenii în orașul ăsta că am fi putut avea aici terenuri unul lângă altul, cu adevărat. Nu s-a făcut nimic. Sigur, ne mai trebuie și echipă, nu e suficient terenul, ne trebuie și jucători. Da, echipa a fost, adică să nu uităm că anul trecut FC Baia Mare a dominat proporție de 90%. Dacă nu ai grijă de ea, sigur că se duce. N-ai avut grijă și s-a dus. Este trist că suntem în situația aceasta, este trist că nu știm să ne respectăm valorile. Cu siguranță Iuliu, care este monitorizat în momentul de față și de West Ham United și de Celtic Glasgow, nu va mai face mulți purici în zona aceasta. Mi-aș dori să vin aici, că mi-e mai ușor să vin să-l văd aici decât să mă duc cum mă duceam la Cluj, la Târgu Mureș sau în alte părți. Sigur, mie îmi va fi aproape imposibil să mă duc să filmez în acele locuri, dar cine știe, poate... O să facem și efortul ăsta pentru că merită, l-am urmărit pe Iuliu de când avea 4 ani și mi-aduc aminte că am făcut prima fotografie când a început artele marțiale, sigur făcea caracter. Artele marțiale îl ajută foarte mult, are mobilitatea aceasta de care ai vorbit și tu la început, mobilitatea vine de acolo și a făcut Kung Fu In Chiu, care este stil de apărare, karate tradițional chinezesc, dar de apărare, nu de atac, pentru că este foarte important ca personalitatea lui să se dezvolte și armonios și corect, să iese un copil bun, un copil echilibrat. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru că este așa, dar care are foarte mult de muncit. Tu vezi că la vârsta asta scapă la imediat tentațiile sumari, ba o femeie, ba o jumătate de club, imediat se poate distruge foarte ușor o personalitate. Eu lui mulțumesc Dumnezeu că stă departe de toate aceste tentații și muncește și cu de școli. Femei să nu-l ții departe. Nu, dar nu, acum, glumind așa, eu i-am dat, că nu dau sfaturi decât așa prietenești, stăteam cu tine și cu Iuliu la o cafea și am zis
zic, ascultă-l pe tati și zic, fii atent ce zic eu, că asta e cea mai mare tentație la vârsta asta. Ești vedetă, ești frumoșel, ești... Da. Zic, dacă tu joci bine fotbal, o să alerge ele după tine. N-a alergat-o acum, tu aleargă după minge, că pe urmă vin fetele la tine. Era și bancul ăla tâmpit. Bă, Ioane, niciodată după accelerate și după femei să nu alergi. Trenuri mai vin și femei mai sunt. Da, da, dezacordul este foarte frumos. Niciodată după accelerate. Așa este. Deocamdată, ceea ce se întâmplă acum... Și îmi pare rău că se întâmplă în condiții de clandestinitate. Vei și tu, nu se știe, Mihai Ștesca, nu, nici el nu a beneficiat de aplauzele acestui oraș și nu a fost respectat la justa lui valoare. A crescut aici și a trebuit să se afirme la Gazmeta Media și la Drobeta Turnu, să vină la alte echipe, pentru că aici... Ba... Pulsul echipei cum e la ora asta? Din ce știi tu așa, ca părinte, pulsul ca ziarist, echipei, că tu mai ai acces, mai mergi și pe la vestiar, mai vezi pulsul culisele? Pulsul echipei este simplu. Ceea ce nu se poate în Baia Mare, se poate la 5 km de Baia Mare, la Recea. Acolo au o bază extraordinară, la Ulmeni. Da. Unde acolo... fenomenul fotbalistic, la nivelul ăsta, da, e bine divizia, reprezentat. E ce? Foarte să nu bine uităm reprezentat. Că la Unirea Săin, când jucam eu la junior, veneau 10-13 mii de oameni. Ce vrei mai mult decât, uite, că ai pomenit de meciul cu Steaua, ai avut 15.000 de oameni, niciodată handbalul, basketul, handbalul feminin sau masculin, sau rugby, cu tot respectul pentru aceste ramuri sportive, nu o să strângă în tribună 15.000 de oameni. E cel mai iubit sport, sigur. Și atunci, dacă asta este soluția, asta este cheia, sol, să zic așa, de ce nu pedalezi pe ea? Da. De ce să nu? Romeo, încercăm să luăm și alte... poziții, lor de poziții și alte interviuri până să înceapă, Mihai, peste Mihai, un sfert de ceas, până să înceapă oficial, că pe urmă nu mai putem să ne inserăm în program, îi lăsăm pe oameni să lucreze. Zbor, Iuliu, Zbor este îndemnul meu pe care l-am dat întotdeauna. Le doresc succes și celor care se pregătesc și celor care îi învață pe acești copii să fie fotbaliști mari și să reușească în carierele lor. Bună ziua, mă numesc Vladimir Japaleu, sunt din Republica Moldova, sunt director la Școala Federală de Antrenori din Republica Moldova. Am venit să monitorizăm un student de la cursul de licență BUEFA, ce are loc la noi în Republica. Și conform cursului, după fiecare modul ce avem, noi trebuie să-l venim să-l monitorizăm după sarcinile propuse de noi. Și ce anume face el, antrenorul pe care dumneavoastră îl monitorizați, adică elevul dumneavoastră, cel care urmează să fie antrenor? Noi, în primul rând, s-au schimbat criteriile UEFA de monitorizare, așa să spunem, a studenților, deoarece, conform convenției UEFA, deja tot ce învață ei în teorie trebuie să fie implementat în practică. De aceea, orice sarcină primită de la noi din Republica Moldova de la curs, trebuie să o vedem în practică. Au fost filmate câteva antrenamente când eu nu eram aici și trimise ceva link-uri nouă. De asemenea, au fost trimise și meciuri de la juniori. Și acum vreau să văd pe live ce aici face el. Dar cum vi se pare munca, ce se face la noi în România, ce se face în Baia Mare? Mergeți și în alte județe, mă gândesc, unde aveți, nu? Mai aveți studenți pe care monitorizați în țară, în România? În România avem studenți, dar nu îi monitorizez eu, mai sunt așa alți experți. Ăsta este unicul student pe care îl monitorizez eu de la UEFA, licența B UEFA. De aceea am monitorizat și anul trecut alți studenți din Timișoara, precum era, care îl jucau la acel moment la Timișoara, Iani Zicu și Croitorul Marius. Zicu cum se descurcă? Destul de bine, v-aș spune, un băiat inteligent, deși mai vrea să joace. Păi de asta și este un punct la noi, dacă mai vrei să joci, atunci este foarte greu să faci și antrenoriat, și școală, și... dar se străduie să facă. V-aș spune, sunt destul de buni băieți care au accesat la noi în cursurile de antrenor. De aceea, ce să vă spun, sunt foarte... Rădoi s-a lăsat din cauza că a schimbat școala de antrenori la Coverceanu. Dar de ce se duc cei care vor să fie antrenori la Moldova? Am înțeles că e un pic mai scurtă școala, dar e la fel de bună ca și școala din altă parte? Sau școlile din alte țări?
Nu știu, deja am întrebat studenții referitor la bun sau nu, dar cei ce țin de studii, cred că e mai rapidă școala, adică, uite... Înțeleg, durează poate mai puțin, nu? 2 în loc de 3 ani, nu? Erau, așa scriau presa. Scriau presa, presa scria, dar... Câți ani e școala? În realitate, dacă se începe de la licența C și până la licența Pro, îți ia undeva în jur la 7-8 ani. O, de mult. Adică școală, școală. Școală, școală, exact. De aceea nu cred că este mai accesibil la noi, dar sunt condiții, iarăși. Și noi, conform convenției UEFA, nu putem lua mai mulți studenți decât 2 într-un curs, străini. Vorbesc de români, ucraineni, ruși, belăruși și așa mai departe. Până acum, în monitorizarea antrenorului de la noi, sunteți mulțumit? Da, da. Sau nu puteți zice? Eu, nu, sunt foarte mulțumit, deoarece am văzut foarte multe schimbări pe durata cursului. Când a venit deja, când era încă verde, spunem așa, ca antrenor, nu știa să facă chiar un plan de antrenament, dar deja se descurcă foarte bine și la calculator, în format electronic, tot îl face. Adică băiat destul de bravo și repede prinde. Ce le recomandați antrenorilor să-și ia foarte tineri, juniori, mai experimentați? Este o regulă? Nu este o regulă, este deja de viziunea antrenorilor. Depinde și de... Cine vrea să fie subiect până la urmă, nu? Exact. De studiu, să zice, și de antrenament. Depinde și de scopurile care le are antrenorul. Dacă vrea să crească, adică în echipă, eu duc antrenamentele cu echipa care o are eu. Și deja cu ea își rezolvă sarcini și obiectivele puse. Da, de Iuliu Roșianu știți? Antrenor, unul din portarii care este subiect de antrenament domnului antrenor. A fost și selecționat la junior și este un tânăr promițător. Știți ceva de el? Da, din păcate știu. Spun din păcate, deoarece conform cursului, noi avem ca sarcină pusă pentru antrenor să monitorizeze un jucător și să ne mijloci să se implice la dezvoltarea acestuia. Da? Pe plan tehnic, tactic, mental și așa mai departe. De aceea, eu am venit cu propunerea ca să aleagă un portar, fiindcă deoarece el este antrenor de portar, adică să-și aleagă un portar. Și din câte știu, acesta este și jucătorul monitorizat de el. Dar de ce din păcate a zis? Fiindcă, adică cunoșteam deja această. Da. Vă mulțumesc și succes! Mersi mult! Un examen important astăzi, da? Bună ziua, da. Primul examen important pentru mine. Tutorele meu de la Școala Federală de Antrenori a venit în Baia Mare 4 zile să mă supervizeze. Este o procedură din cadrul licenței BUEFA, pe care eu o petrec în Republica Moldova și 4 zile împreună cu grupa de republicanea de la FC Mara Baia Mare, antrenată de Emil Kemeneș, voi susține câteva antrenamente care vor fi monitorizate de domnul Vladimir Japalău, secretarul general al Școlii Federale de Antrenori din Moldova. Ați trecut și de prima fază, CEU-ul, da? Da, dețin licența CUEFA, luată tot în cadrul Școlii Federale de Antrenori din Moldova. Așa a fost alegerea mea, de a o lua acolo, împreună cu câțiva colegi mai cunoscuți din România. Cu Zicu, de exemplu. Zicu, Croitorul, Mirel Rădoi, Alex Pițurcă, toți suntem împreună. Și... De ce în Moldova? În primul rând... Să înțelegem, e mai bună sau mai slabă școala? Se ia mai ușor sau se ia mai greu? Ca să înțelegem de ce mergeți încolo. Două aspecte. În primul rând, timpul. În cazul meu, care o să mă specializez în licența pregătire de pentru antrenor de portar, în România, școala noastră de antrenor nu oferă această licență, nu o organizează încă. Adică nu este doar pentru portar. Nu este implementată în România încă, acum va fi. Dar... Și ne plângem că nu avem fotbal, adică nu este așa ceva? Republica Moldova, prin domnul Ghenadie Scurtu, care este membru în Comisia Tehnică UEFA, implementează mai repede programele astea și... N-am avut de ales. De ce antrenor de portari? Pentru că cariera mea asta a însemnat. Pentru cei care nu știu și nu sunt la curent, două vorbe despre cariera pe care ați avut-o până. Păi, am jucat 140 de meciuri în Liga 1, la echipe la Gazmetan Mediaș, ASEA Târgu Mureș, Severin. Mi-am încheiat cariera aici, pe planuri locale.
la Baia Mare, unde am făcut tot junioratul, dar așa a fost drumul meu, să nu joc prea mult acasă. Unde ar fi posibil să vă întoarceți ca antrenor? Cu siguranță. Chiar mi-aș dori. Anul trecut cred că am făcut o treabă bună aici, împreună cu Dorin Toma și cu Cristian Bogdan, dar așa a fost, să se întâmple. Știți toate lucrurile. Din păcate, chiar acum eu activez la Olimpia Satu Mare, veșnicul nostru prieten. Veșnicul nostru prieten, da, da. Fotbal, da, asta este. Cum este Iuliu Roșianu? Am scris despre el, l-am mai făcut reportaje, l-am văzut ca un viitor portar strălucit. Are în continuare calitățile care îi sunt necesare să ajungă mare? Cu siguranță. Iuliu este un copil că tare drag mie, chiar este jucătorul pe care eu trebuie să-l dezvolt tehnic în cadrul... Conform școlii, nu? Regulilor școlii. Da, cu siguranță. Lucrez cu el de un an de zile, la seniori, înainte am lucrat la juniori și chiar am mare încredere în el. Și... Faptul că a venit de la Cluj, unde condiții sunt cu totul altele, mult mai bune, n-a fost un pas în spate să vină rezervă la cei mari, cum spunem noi, la Baia Mare, decât să joace titular la juniori? Pasul spre seniori acum e foarte important să se facă cât de repede. Etapele trebuie arse cât de repede, cum se zice, deci nu, cu siguranță n-a fost un pas înapoi. Și se și vede, pentru că s-a maturizat foarte mult în ultimul timp. În ce constă, și cu asta vă las, că începe examenul de astăzi? Da. Păi, pur și simplu este un antrenament cu o temă aleasă de Școala Federală de Antrenori. Astăzi vom avea practic, este duelul în atac, 1-1, și pe care eu trebuie să o dezvolt și să o prezint în cadrul unui antrenament complet. Succes! Mulțumesc! Ce importanță are evenimentul care se desfășoară astăzi aici? Este un eveniment foarte important, pentru că este foarte bine ca să vedem acești copii la lucru, copii antrenați de foști jucători mari, de actuale antrenori. Un antrenor, Mișu Ștesca, foarte bun, a fost colegul meu anul trecut la Baia Mare și mă bucur pentru el că reușește să facă față pe două fronturi. Și antrenor la Olimpia Satu Mare și se ocupă în permanență și de viitorul copiilor. Sigur, noi nu ne bucurăm că veșnica rivală are un antrenor de-al nostru. Din păcate, asta de este, pe vremuri, sigur. Sigur, asta este ciclul fotbalului, ca să zic așa. În Satu Mare a trecut prin aceeași perioadă acum 4-5 ani de zile, când n-a mai existat fotbal deloc și au luat-o cu totul de la zero. Din păcate, la noi situația este exact cum a fost la ea acum 4 ani, dar sperăm ca în viitorul apropiat și cel mai târziu de anul viitor, Baia Mare să aibă din nou echipă. Se pot duce acești tineri valoroși care au un viitor, zicem noi, strălucit din perspectiva CV-ului pe care l-au până acum, a tinereții, a pregătirii bune pe care o fac, i-am putea pierde până să începem să avem din nou echipă, să avem din nou o susținere așa cum trebuie? Da, din păcate, an de an pierdem jucători, foarte mulți tineri jucători talentați sunt plecați la Pitești, sunt plecați la Satu Mare, la Cluj. Este păcat acest lucru și asta doar din cauza că nu avem infrastructura care trebuie pentru a face performanță și nu mai avem siguranța că jucătorii vor ajunge mai departe și va fi un fotbal la un nivel mai înalt. Vă doresc succes! Mulțumesc, la fel, să fie! Avem un triunghi aici de parte, da? Vreau să văd trei jucători și doi la fiecare copetă. Împărțiți-vă frumos, o echipă aici, o echipă acolo. Atenție la mine când explic. Stați aici, pune explic. Stați aici. Hai, Cristi, te rog. Jardin, du-te, te rog, acolo. Simplu brez. 3 și 2 vom fi, da? Întinde cât explic eu. Nu vă schimbați locurile, rămâneți tot acolo. Pas, da? Cristi, tu faci preluare și continui în continuare, da? Cel de aici care a dat pas, automat o să începi spate, ocolești și revii la colegul tău, da? Nu vă schimbați și merge în continuare. Aici tot timpul vă voi spune eu ce urmează. O să vă schimb tot timpul felul de alergare, da? Poftiți! Roșii aici, galbenii dincolo sau cum vreți voi. Doamnelor și domnilor, aceasta nu este o emisiune, este Țara Mea Show!